Bună, dragii mei! Planul sentimental pentru începutul lunii decembrie pentru zodia Gemeni. Să vedem un mesaj general din partea îngerilor pentru cei născuți în zodia Gemenilor. În planul sentimental. Pentru cei născuți în zodia Gemenilor există o persoană cu litera A, K, H, posibil persoane străine, da, sau mă rog, persoane de altă naționalitate, care intervin în viața dumneavoastră ca un învățător sau dacă există o persoană la care dumneavoastră vă gândiți, s-ar putea ca această persoană să vă fi învățat multe lucruri, să fi împărțit împreună momente în care poate că ați studiat, poate v-ați cunoscut la serviciu, poate că v-ați cunoscut într-un grup spiritual, pentru că, din câte se pare, împărțiți cu această persoană spiritualitate. Gândiți la fel, aveți aceleași veleități, studiați foarte mult arta divinației sau cel puțin vă place arta divinației, oracol, tarot, oculte și așa mai departe. Aveți capacitatea voi înși vă de a sfătui pe alții. Poate că sunteți psihologi, poate că sunteți vindecători, poate că ajutați sau sunteți persoane de încredere cărora oamenii li se destăinuie. Îngerii spun că aveți capacitatea de a sfătui pe alții și de a-i ajuta să-și conștientizeze darurile spirituale și cumva să-i ajutați să realizeze, să conștientizeze misiunea lor divină în această viață. Posibil să fie apărut în viața multor oameni ca un susținător sau pur și simplu să-i ajutați prin simpla prezență. Apăreți atunci când cuiva îi este greu sau sunteți acolo ori de câte ori oamenii din jurul vostru, prietenii, colegii, familia vă dorește să le fiți aproape. Mulți dintre voi lucrați în domeniul învățământului sau iubiți să citiți despre trezire spirituală, despre poate că unii chiar vreți să vă faceți ceva în acest sens, da? Sau să vă faceți un canal YouTube în acest sens. Sau, eu știu, să vă faceți grupuri de spiritualitate și așa mai departe. Zodia leului este prezentă, balanță de asemenea. În orice caz, să știți că este o perioadă în care parcă vă doriți să fiți mai spiritual decât ați fost până acum, să vă întoarceți mult mai mult către Dumnezeu, către îngeri. Cumva dintre dumneavoastră simt că ați pierdut pe cineva drag sau ați suferit o pierdere și parcă doriți să vă găsiți puterea în spiritualitate, în Dumnezeu și în îngerii, în îngerii săi. Cumva sunteți, simt la o depărtare față de o persoană pe care ați iubit-o, pe care o iubiți, poate încă sunteți cumva departe unul de celălalt. Poate că aveți cu cineva o iubire platonică, poate că comunicați prin intermediul aerului, da? Prin intermediul internetului, rețele de socializare și așa mai departe. Persoane șatene cu ochii verzi, căprui verzui, tenul alb, bărbații tot așa șaten, șaten închis, ochii căprui. Dar cumva simt că există în cazul vostru o iubire care se bazează nu numai pe acea, o iubire pură, care se bazează nu numai pe acea prietenie. Există o înțelegere între voi, o înțelegere reciprocă, un sprijin reciproc, o dragoste așezată, o dragoste
o iubire matură, posibil ca foarte mulți dintre voi să fiți maturi, da? Să fiți persoane senioare și de asta există această variantă de iubire, deși platonică, fără implicații erotice, să fie de adevăratele, da? Deci o iubire de adevăratele, cu susținere, cu compasiune, cu toleranță, cu înțelegere și, din câte simt, s-ar putea să fie pentru mulți dintre dumneavoastră o iubire la depărtare. Da? Poate că sunteți în orașe diferite sau vă desparte o distanță, există anumite piedici, poate de naționalitate, de, eu știu, depărtare religie, obiceiuri, tradiții și așa mai departe. Dar cumva comunicați profund la nivel spiritual, la nivel celular, empatizați foarte mult și mulți dintre noastre credeți că această iubire este dată de divinitate și de așa a vrut Universul ca voi doi să trăiți această iubire ideală, pentru că este o iubire ideală pe care o simțiți până în străfundul sufletului. Iar dacă încă nu sunteți cu această persoană, deși din câte se vede aici există această dragoste platonică, posibil să aveți parte până la sfârșitul lunii de această iubire. Și nerăbdare, poate că unii dintre voi vreți să vă vedeți, poate că ați vorbit destul de mult pe internet, la telefon, prin mesaje și acum în luna decembrie poate vreți să vă vedeți, poate, da, vedeți, este o dragoste care vă este în destin, este ceva ce v-a fost sortit, această persoană își găsește cumva direcția către voi și 52 de ani, cum spuneam, 50-52, poate și mai mult, cumva vă găsiți direcția unul către celălalt, pentru că oricum v-ați gândit. Unii dintre voi poate că stați și meditați cum să mi se întâmple mie acest lucru. Eu am o vârstă, am alte lucruri de făcut, nu cred că dragostea mai este pentru mine, dar să știți că iubirea nu are vârstă, iubirea vine acolo unde este chemată și dumneavoastră vă doriți această... Vă doriți să simțiți asta, cred eu, din această etalare. Da? Vă doriți să simțiți, să trăiți, să ieșiți cumva din rutina aceasta zilnică. Și direcția este clară. Vă veți găsi direcția unul către celălalt, fie că o cunoașteți această persoană, fie că cineva de la distanță vine către voi și cumva parcă cercul se închide. Am spus și balanță, săgetător, foarte mult săgetător iese acum, iar dumneavoastră stați și vă gândiți dacă faceți această, dacă veți alege această persoană sau dacă vă veți gândi să vă întâlniți cu această persoană, aveți dubii, fac bine, nu fac bine, merită să mă implic în această relație, nu merită să mă implic, aveți așa un soi de întrebări personale la care parcă nu vă puteți răspunde și nu știți dacă deciziile pe care le luați în acest sens sunt cele corecte. Dar, cum spuneam la începutul etalării, să știți că îngerii spun că sunteți extrem de capabili și pregătiți să luați decizia aceasta, deciziile pe care le vreți să le luați singur, pentru că aveți această capacitate dumneavoastră înșivă de a ajuta pe alții să ia niște decizii. Regăsire în luna decembrie, există și o diferență de vârstă între voi, poate că cel sau cea la care vă gândiți s-ar putea să fie mai mic cu 4 ani decât voi. 52, 42 sau cu 10 ani, da? Deci sunt anumite diferențe de vârste, poate v-ați
întâlnit acum 4 luni sau pe o dată de 4 sau vorbiți de 4 ani, da? Deci se desfășoară această relație platonică de 4 ani. Poate că ați vorbit, după care vreo 6 luni, să zicem 5-6 luni ați mai vorbit, ați reluat legătura și așa mai departe, dar să știți că vă plac aceleași lucruri, aveți aceeași perspectivă de viață, aceleași idealuri, aceeași spiritualitate, aceeași direcție, priviți înainte cu încredere și aveți aceleași lucruri, vă gândiți la aceleași lucruri, hobby-uri, pasiuni, faceți lucrurile cu pasiune, parcă sunteți, cum să vă spun, jumătatea, sunteți ca două jumătăți care așteaptă să fie reunite. Cumva orice ați face și oricât ați fi încercat să vă îndepărtați de această persoană, faceți ce faceți și tot acolo veți ajunge, pentru că sunteți destinați să fiți împreună. Ideea este că dumneavoastră stați și vă gândiți puțin dacă faceți bine ceea ce faceți, implicându-vă în această relație emoțională. Și cumva în adâncul sufletului știți deja că lucrurile sunt destinate să fiți împreună, oricât v-ați gândi că nu. Bun, haideți să vedem pentru persoanele născute în zodia racului. Să vedem ce mesaj avem pentru persoanele născute în zodia racului, în planul sentimental, în luna decembrie. Dragii mei, în luna decembrie îngerii spun că veți fi mai puternici ca niciodată. Sunteți, pentru că foarte mulți dintre voi iubiți deja, persoane, sunteți în general persoane brunete, cu ochii negri, tenul alb. În general nu este o regulă, însă ați, cum să vă spun, luptați foarte mult pentru ceea ce iubiți. Fie că aveți familie, fie că sunteți într-o relație sau fie că sunteți într-o despărțire sau, mă rog, nu mai formați un cuplu cu persoana la care vă gândiți. Sunteți într-un soi de așteptare și dumneavoastră. Dar, cum să vă zic, sunteți foarte siguri pe dumneavoastră, cei din zodia racului. Cumva știți că, sau este oportun să vă gândiți la acest sfat din partea îngerilor, da? Să fiți puternici, să fiți conștienți de ceea ce aveți, de ceea ce puteți să oferiți, de frumusețea dumneavoastră, de experiența dumneavoastră, de maturitatea de care dați dovadă în orice situație. Pentru că nu acționați sau nu trebuie să acționați sub impuls, sunteți niște persoane luptătoare, războinice sau este de preferat să fiți așa, pentru că știți foarte bine că victoria vă aparține. Sunteți niște victorioși prin naștere, așa ați fost născut, să fiți victorioși și parcă vă ridicați din toate încercările. Parcă vă ridicați ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Posibil să aveți de-a face cu persoane din zodia Săgetătorului, Balanță, Fecioară, deopotrivă. Cumva, în unele cazuri, există o victorie bine meritată asupra unui fapt, asupra unui eveniment. Cumva ieșiți dintr-o relație sau vreți să ieșiți dintr-o relație și vreți să vă îndrăgostiți nebunește și vedeți, cum spuneam, că veți avea parte de o persoană din zodia Săgetătorului, un nou început cu această persoană, dragoste la prima vedere, de iubire fulgerătoare. Veți întâlni această persoană cu care aveți un nou început, din câte se observă, sau dumneavoastră, sau această persoană din zodia Săgetătorului se va îndrăgosti
iremediabil de voi. Persoane șatene, deschis, blonde, cu ochii, cu tenul alb, dar să știți că ceea ce vreau să vă spun este că este o, mi se pare mie că este o persoană pe care încă nu o cunoașteți. Nu este ceva din trecutul dumneavoastră. S-ar putea să fie cu o iubire fulgerătoare cu o persoană nou-nouță, o persoană, o ființă pe care nu ați mai întâlnit-o. Nu apare cumva din trecutul nostru și este din zodia săgetătorului. În orice caz, luna decembrie debutează, sper, sau mă rog, din câte se pare, cu această nouă iubire. Dar o să vedem despre ce este vorba. Deci, dragii mei, să fiți puternici și luptători, pentru că în felul acesta vă aduceți beneficii și celor ce vă înconjoară, dar și dumneavoastră înșivă. Cred cumva că această iubire, să știți că vine după o despărțire. Unul din voi a spus la revedere unei alte relații. Posibil ca dumneavoastră să vă gândiți să renunțați la ceea ce ați avut până sau aveți până în prezent, sau să renunțați efectiv la starea de izolare în care v-ați introdus singuri, pentru că vă văd izolați, vă văd nesiguri, vă văd indeciși, vă văd confuzi, vă văd că nu mai aveți acea speranță în această nouă iubire care, uitați cum stă să bată la ușă. Dar să știți că și izolarea aceasta, posibil ca într-un anotimp de un anotimp mai figuros, dar nu neapărat iarnă, dar ori, eu știu, la cumpăna dintre anotimpuri, iarnă, primăvară, toamnă, iarnă sau vară, toamnă, ceva, oricum la o cumpănă din asta dintre anotimpuri, v-ați izolat de persoane din zodia Scorpion, Rac, Vărsător, Fecioară, cred că am mai zis. Cineva nu v-a oferit acea siguranță, nu vă oferă în continuare siguranță, vi se pare, ați sperat și ați sperat într-una că relația cu o persoană din trecutul dumneavoastră se va ameliora, dar cumva nu s-a întâmplat acest lucru și parcă vă văd că sunteți deciși să puneți dumneavoastră capăt acestei relații printr-un mesaj sau deja ați făcut-o, poate că ați dat deja acel mesaj persoanei respective și ați, prin care ați spus că e cazul să vă, să nu mai fiți împreună, ați trimis sau vă gândiți să trimiteți pur și simplu acest mesaj în sufletul dumneavoastră, cumva vă gândiți că poate cealaltă persoană se ia atitudine în acest sens. Vom vedea, cert este că această speranță și această siguranță că lucrurile se vor rezolva conform așteptărilor dumneavoastră parcă se diminuează cu fiecare zi care trece. Dar să știți că această izolare va lua sfârșit, observați, odată cu apariția acestei noi iubiri. O să vedem despre ce este vorba în continuare. Pentru persoanele care sunt născute în zodia leului, să vedem ce mesaj avem din partea îngerilor în planul sentimental în luna decembrie, dragii mei. Pentru cei din zodia leu. Pentru cei născuți în zodia leului, dragii mei, există o mutare. Poate vă mutați într-o altă locuință, poate vă cumpărați o locuință, poate vă mutați în alt oraș, vă relocați cu ajutorul schimbării locului de muncă, pentru că există o schimbare foarte mare în viața dumneavoastră în luna decembrie sau odată cu luna decembrie există această posibilitate de a începe un proces de mutare sau de acceptare a unui nou loc de muncă, poate în alt oraș, în altă țară, vă mutați, eu știu, alături de, sau vă mutați cu persoana iubită, de ce nu?
În orice caz, această mutare va aduce o nouă energie pozitivă în viața dumneavoastră și parcă vă crește inima, parcă începeți să vedeți viața cu alți ochi, parcă la aflarea acestei vești, parcă dansați, parcă sunteți mulți, începeți să vă mai liniștiți puțin. Parcă vă știți, începeți să zâmbiți din nou. Cineva, da, există posibilitatea ca persoana la care vă gândiți dumneavoastră și cu care vă aflați într-o relație triunghiulară să decidă să părăsească relația pe care o are în prezent pentru a fi cu dumneavoastră și pentru a vă muta împreună. Da, există acest trio, există o relație pe care ați tăinuit-o o perioadă de timp pentru unii dintre dumneavoastră, bineînțeles, nu este obligatoriu pentru toată lumea, țineți cont că este o etalare generală. Și să există varianta să ieșiți din această relație secretă, tăinuită. Persoane cu ochii albaștri, în general verzi deschiși, cu tenul alb, ușor mediu, dar mai mult alb. Cumva lucrurile se clarifică în această perioadă. Văd că unul dintre voi renunțați la ce aveți în prezent pentru a fi alături de persoana la care vă gândiți. Sunt niște renunțări, dar și niște schimbări benefice pentru voi. Poate în 3 săptămâni, cine știe, veți avea parte de această veste, da? Ori din partea unei persoane cu litera C, L, S, T, E, R, deopotrivă. Vedeți, este o dorință a dumneavoastră de a fi cu această persoană, de a locui împreună, de a vă muta împreună, nu știu despre ce este vorba, cu siguranță 48 de ani și mai mult. Cumva lucrurile la începutul relației dumneavoastră poate că nu au fost atât de intense și nu ați avut această dorință de a vă oficializa cumva relația, această, eu știu, excelentă veste va veni după o perioadă de cel puțin 6 luni în care ați fost departe unul de celălalt, v-ați pus niște bariere, v-au împiedicat, eu știu, anumite lucruri să fiți împreună, cum spuneam, această relație triunghiulară sau dacă nu, poate că v-ați rănit, ați suferit din acest trio, v-ați pus niște scuturi, v-au separat niște obiceiuri, niște tradiții, o diferență de vârstă, cine știe, poate de 6 ani, poate și mai mult. Vorbesc despre persoane din zodia Vărsător, Rac, Scorpion, Balanță, cutia Pandorei, să știți că s-a deschis. Și cumva relația v-a luat mai mult, nu că v-a luat pe nepregătite, dar relația a luat-o înaintea voastră. Da? Deci fie că noastră v-ați pus aceste piedi sau vă împiedica evoluția acestei relații a fost împiedicată de diferite motive și unul dintre ele acest trio, această relație de trio, cutia Pandorei s-a deschis, dorința dumneavoastră de a fi cu această persoană se va împlini la modul în care poate că nu veți mai ține această relație secret, veți merge împreună de mână pe stradă sau cel puțin veți avea ceva în comun și acest scut, vedeți, va cădea pentru că, vedeți, aici jos există un curcubeu. Deci cumva parcă sunteți hotărâți să vă dați să înlăturați toate aceste piedici care s-au pus, care au fost înaintea voastră. Vedeți exact ceea ce spuneam, vă veți găsi direcția și vă este în destin această relație, vă este în destin 52, 48, 50, 32 sau diferență, v-am spus, diferențe de vârstă. Unii dintre dumneavoastră posibil să vă cunoașteți încă din anii copilăriei și să vă fi regăsit acum după ani și ani
să vă fi regăsit fiecare în relații diferite, dar acum parcă vă dați seama că, indiferent de ce ați face, tot împreună sunteți, sau există varianta ca fiecare dintre voi să aveți relații separate și să hotărâți, în ciuda acestui fapt, să continuați relația voastră, convinși fiind că nu trebuie să răniți pe nimeni, da? Să vă continuați această relație în secret pentru unii dintre voi. Aveți amintiri. Ideea este că sunteți cumva, relația durează și la voi de ceva vreme, pentru că sunt amintiri. Aveți amintiri multe, aveți amintiri din copilărie, aveți amintiri, poate că este și un copil mic la mijloc, da, mă rog, stați și vă gândiți, sunteți unul în gândul celuilalt și parcă la început n-ați vrut această relație, dar destinul v-a adus împreună și parcă orice ați face, sunteți destinați în cele din urmă să fiți împreună, în ciuda acestor nenumărate piedici pe care le ați avut. Revenim cu celelalte zodii. V-am pupat!